Și la Piatra Neamț a fost sărbătorită Ziua Armatei Române, marcată anual la data de 25 octombrie. La ceremonie au luat parte militari în retragere, reprezentanți ai autorităților locale, președintele Consiliului Județean Ionel Arsene, prefectul Vasile Panaite și primarul municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic. Evenimentul a debutat cu salutarea drapelului de luptă al batalionului 634 de către prefectul județului Neamț, după care a avut loc intonarea imnului național al României. Oficierea slujbei religioase de pomenire a celor care s-au jertfit pentru patrie și neam. Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. Înaintea slavei tale cele negrăite, cu frică și cu cutremur ca niște rog nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale, pentru binefacere ce au fost asupra poporului român și armatei creștine și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te mărim, îți cântăm și te lăudăm. În urmă cu 73 de ani, la 25 octombrie 1944, glorioasa armată română elibera ultima localitate românească de sub ocupația străină, prin lupte grele și sângeroase, prin fapte de eroism, armata română a reîntregit, practic, Transilvania străbună, leagănul națiunii și civilizației românești, din al cărui trup pusese trăpită partea de nord-vest prin odosul dictat de la Unie. Sunt onorat să fiu astăzi în mijlocul celor ce veghează la siguranța românilor și ne apără țara într-un moment atât de special, încărcat de simbolism și semnificații. Calitatea de militar se câștigă în anii de practică asiduă și de experiență. A deveni sprijinul cel din tâi și cel din urmă al unui neam, așa cum devenea Simon Mehedin, Armata Română, presupune mult sacrificiu de sine. Este ziua în care ne aducem aminte cu pioșenie de toți eroii Armatei Române care au luptat și au dat viața sau au fost răniți pe câmpurile de luptă din țară și din străinătate. Nu în ultimul rând, 25 octombrie reprezintă și ziua în care aniversăm Armata Română și bravii ei soldați, cei care au depus jurământul de credință față de țară, pe care sunt pregătiți să o apere chiar și cu prețul vieții lor. Nu este deloc întâmplător faptul că armata se situează în topul încrederii românilor în toate instituțiile statului. Am convingerea că această zi trebuie să fie, înainte de toate, o sărbătoare în care cinstim împreună valorile românești fundamentale precum patriotismul, curajul și devotamentul pentru țară. Ziua Armatei României este și ziua dumneavoastră, a celor care serviți în prezent țara în structurile Ministerului Apărării Naționale. Vă doresc multă sănătate, putere de muncă și să putem vedea împreună cât mai multe din proiectele noastre vitale duse la bun sfârșit. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți zi de zi. Sunt onorat că am prilejul să fiu ministrul dumneavoastră și vă asigur că prioritățile agendei mele, ale echipei mele de conducere a Ministerului, sunt prioritățile dumneavoastră. Închei prin a mulțumi tuturor concetățenilor noștri care, pentru încrederea lor în instituția militară, pentru că ne sunt aproape și ne dovedesc prin aceasta că sacrificiile și eforturile militarilor sunt apreciate și înțelese. La mulți ani Armatei României și glorie eternă eroilor ei! Evenimentul s-a încheiat cu defilarea drapelului de luptă. Eu cred că noi cei care am făcut armată am fost norocoși și experiența pe care am dobândit-o acolo ne-a ajutat foarte mult în viața noastră
ulterioară. Am venit astăzi să sărbătorim Armata Română, am venit să spunem la mulți ani bravilor soldați români, celor care și-au jertfit viața pentru noi și care o fac în continuare în teatrele de operațiuni în Irak și în Afganistan, celor care sunt acasă aici, soldații din Neamț, și vreau să le mulțumesc în numele meu și a tuturor locuitorilor județului Neamț. Armata trebuie susținută, armata trebuie să își rea locul acolo unde este locul de atâția ani de zile. Trebuie să ajutăm atât consiliile locale, județene, cât și la nivel național, ca armata să fie iar dotată cu tot ce este necesar.